Această aceeași problemă apare în timpul zilelor corturilor în toamna anului biblic. Acolo șabatul cade în aceleași zile ca la date de 15 și 22, așa că nu face caz de întreruperea săptămânii de lucru de 6 zile. Dar aceasta este excepție și nu regulă. De cele mai multe ori, sâmbătă va cădea pe una din cele 6 zile de muncă, fie în zilele azimilor sau zilele corturilor, sau și mai grav în ziua ispășirii. Paștele în Vechiul Testament. Exodul 12 cu 18. În luna întâi din a 14-a zi a lunii seara, să mâncați azim până în seara zilei a 21-a a lunii. Exodul 12 cu 16. În ziua dintâi veți avea o adunare de sărbătoare sfântă și în ziua șaptea veți avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceți nicio muncă în zilele acelea, veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărui ins. Exodul 12 cu 18. În luna întâi din a 14-a zi a lunii, seara, să mâncați azim până în seara zilei a 21-a a lunii. Exodul 12 cu 28. Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Iahua lui Moise și lui Aron. Deci, în ziua de 14 noaptea, când Iahua a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului. Exodul 12 cu 42, noaptea aceea, aici 15, trebuie prăznuită în cinstea lui Iahua, pentru că atunci a scos din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea lui Iahua de către toți copiii lui Israel și de către urmașii lor. Și chiar în ziua aceea, Iahu a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștile lor. Exodul 13 cu 3. Moise a zis poporului: aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână puternică v-a scos Iahua de acolo. Să nu mâncați pâine dospită. Astăzi ieșiți în luna spicelor. Data de 15, luna spicelor, este șabat mare, Ioan 19 cu 31. Ziua aceea de șabat era o zi mare, că este și șabat săptămânal, nu doar zi de azim. Am văzut mai sus în numeri 33 cu 3 că i-a scos în ziua a 15-a lunii. Psalmii 81 cu 3. Sunați din trâmbiță la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii voastre. Căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov. El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif când a mers împotriva țării Egiptului. Deci este clar că ziua ieșirii din Egipt, eliberarea din sclavie, s-a făcut în șabat. Șabatul comemorează ieșirea din sclavie, nu doar încetarea lucrului obișnuit. Zilele Paștelui și azimilor au căzut mereu pe date fixe din lună și sunt legate de șabatul săptămânal. Șabatul săptămânal, cât și sărbătorile mari anuale, cădeau pe date fixe numite de Creator încă din Geneza 1 cu 14. Acolo, cuvântul vremurile H4150 sau Moed are înțeles de timp numit pentru închinare și nimeni nu are voie să schimbe data închinării. Iar în Levitic 23 cu 2 și 3, primul moed a șabatului săptămânal.
Exod 13 cu 7. În timpul celor 7 zile să mâncați azim. Aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Iahua pentru mine când am ieșit din Egipt. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea lui Iahua să fie totdeauna în gura ta. Căci cu mână puternică te-a scos Iahua din Egipt. Să ții porunca aceasta la vremea hotărâtă din an în an. Aici e porunca ținerii sărbătorii Paștelui, care trebuie ținut după vremea hotărâtă, adică tot după Moed sau H4150, care este semn dat de lună în special, și porunca are domeniu de aplicare atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Asta ne explică clar că șabatul în fiecare an, în luna întâi, este în data de 15 a lunii, ceea ce face logică și în ziua de 8, 22 și 29 este șabat. Nu este o coincidență acest lucru. Dacă studiem atent Biblia, am vedea că azimile țin 7 zile din 15 până pe 21 Abib, și textul biblic confirmă acest lucru în Exod 12 cu 18. În luna întâi din a 14-a zi a lunii, seara, să mâncați azim până în seara zilei a 21-a a lunii.